Nici o surpriză în semifinalele fazei județene a Cupei României. Favoritele Arsenal Malu și Unirea Izvoarele s-au impus fără probleme în fața celor de la FC Bolintin Deal, respectiv AS Mihai Bravo, și vor disputa marea finală. Deținătoarea trofeului Arsenal Malu a făcut spectacol cu FC Bolintin Deal, reușind să se impună cu scorul de 6-1. Meritul este în totalitate al băieților pentru această a doua calificare într-o finală de cupă. Meciul a fost unul dificil, chiar dacă scorul nu spune așa. Echipa de la Bolintin Deal este o echipă arțăgoasă, e o echipă care cu brio ar face față în Liga 4. De cealaltă parte, Unirea Izvoarele va juca în premieră cu trofeul pe masă după ce a învins cu scorul de 3-1 o altă formație din onoare, AS Mihai Bravu. În prima repriză am ratat foarte mult, am avut 4-5 oportunități de a scrie singur, în situații singur cu portarul, dar nu am făcut-o, am intrat cu 1-0 la pauză, iar în a doua repriză am reușit să ne desprindem. Am atacat încă două goluri, iar pe final, în ultimele 5 minute, ne-au înscris și adversarii. Teama nu, n-am avut teama absolută. Ambele echipe au ca obiectiv nu numai câștigarea titlului de campioană județeană, ci și cucerirea cupei. Deși între cele două formații există o rivalitate cunoscută, reprezentanții Arsenalului și ai Unirii s-au complimentat reciproc. Suntem conștienți că în momentul acesta noi și cu cei de la Unirea Izvoarele suntem două dintre cele mai puternice echipe din județ. Era o finală așteptată de la bun început. Să jucăm finala? Vrem să o câștigăm, normal, ne punem pe primul plan câștigarea acestei cupe pentru a ne păstra trofeul. Căutăm să ne atingem obiectivele, câștigarea cupei României și câștigarea play-off-ului. Dar seama, vor fi meciuri foarte puternice, în final întâlnim Arsenal Mall, o echipă bună. Probabil principalul adversar al nostru în acest sezon. Finala dintre Arsenal Malu și Unirea Izvoarele va avea loc după disputarea turneului pentru stabilirea campioanei și barajul pentru promovarea în Liga 3. Anul trecut, ultimul act al competiției a fost câștigat de Arsenal Malu, 2-0 cu progresul Valea Dragului.